Bat clopote de nuntă. Shenghiul și Orhan se căsătoresc. Episodul 82 din Totul pentru Familia mea începe cu sloganul: dacă ești mereu fericit în această viață, la ce mai ai de visat? Zile fericite pentru Shenghiul și Orhan. Shenghiul și Orhan iau o decizie importantă care îi face pe toți să se bucure și să uite momentele tensionate când se căsătoresc. Episodul 82 din Totul pentru Familia mea începe cu Shenghiul, care este șocată că Orhan este cot la cot cu Gionul și ia măsuri rapid. Ea se duce acasă la rivala ei și îi spune lui Gionul să stea departe de ea și de Orhan, deoarece ea a venit acasă la ea pentru a-și lua partenerul de 20 de ani, care este și tatăl copiilor ei. Olgean cu Aibiche și verii lor se află și ei acolo, cu toate că Gionul nu-l vrea pe băiat în preajma fiicei ei. După ce Olgean salută politicos, intră în casă întrebând de Afra și Gionul își descarcă nervii pe el, când Shenghiul se apropie de Orhan și afirmă că se va căsători cu acel bărbat. În timp ce decizia fericită a lui Orhan și a lui Shenghiul de a se căsători o înnebunește și mai mult pe Gionul, Afra încearcă să calmeze apele tulburi. Scenă tensionată între Berk și mama Saila. Berk îi reproșează mamei sale că a lăsat familia lui Aibiche pe drumuri, iar Ayla este vizibil afectată de cuvintele fiului său. El o acuză pe mama sa că și-a pierdut mințile din cauza familiei lui Aibiche și pleacă de acasă, afirmând că nu vrea să o mai vadă niciodată. Ayla îl imploră să nu plece, dar fiul ei nu vrea să mai vorbească cu ea și o lasă plângând. La școală, Asart este nervos pe Omer și îl bruschează, dar Yasmin intervine și îi desparte. Susan clarifică că ea și Sarp nu sunt împreună, iar acest lucru îl bucură enorm pe Omer. Yasmin îi spune și ea lui Omer că fratele ei și Susan nu sunt iubiți. Akif încearcă cu disperare să evite divorțul de Suzan. Pe de altă parte, Suzan dorește să divorțeze de Akif și se prezintă în fața judecătorului pentru a solicita acest lucru. În timpul audierii de divorț, judecătorul întreabă dacă cei doi soți doresc să divorțeze, iar Akif răspunde că el își iubește foarte mult soția și cere să nu fie separați. Suzan este surprinsă de această declarație și pare șocată de afirmația lui Akif, care declară că încă o iubește, iar acest lucru îi întărește decizia de a divorța. Este evident că există tensiuni între cei doi soți și că Suzan este hotărâtă să continue cu procesul de divorț, în ciuda rugăminților lui Akif. Shenghiul surprinde familia cu o camionetă și foarte entuziasmată le spune că, dacă sunt îndrăgostiți, ar trebui să meargă la drum și Orhan este de acord, spunând că este stăpânul drumurilor și un fan al cuvintelor lui Shenghiul, așa că toată familia se urcă în camionetă. Olgean, care a fost luat prin surprindere de vestea căsătoriei, vorbește cu Aibiche și verii săi despre acest lucru. Când ajung la școală, Asie se întâlnește cu Doruk în sala de muzică și îi propune să cânte o melodie pentru primul dans al cuplului la nuntă și toată lumea este de acord. În nebunia pregătirilor de nuntă, toată familia se implică, dar gestul de solidaritate a lui Nebahat surprinde plăcut toată familia Eren, cu surpriza făcută pe neașteptate și vestea că ea le va face nunta. În timp ce Aibiche și Olgean se apropie de suportul standard trimis de Nebahat, mama ei foarte fericită spune familie că doamna Nebahat s-a gândit la toată lumea. Aibiche începe să zâmbească când vede costumul de mire cu o etichetă pe care scrie Orhan Eren, mire și perochiță Aibiche Eren, domnișoară de onoare. De fapt, toate hainele sunt etichetate cu numele membrilor de familie. Între timp, relația tensionată dintre Nebahat și Doruk se îmbunătățește încet, pe măsură ce maică-sa se implică în organizarea anunții lui Shenghiul cu Orhan. Cu toate acestea, Gionul continuă să facă mișcări pe furiș, împotriva lui Shenghiul, pe care o invidiază, deoarece nu suportă ambiția rivalei sale. Între timp, Asie și Zehra, care erau în căutarea unui job, își găsesc un nou loc de muncă și încep să lucreze împreună, iar acest lucru le apropie și mai mult. În timp ce Tolga și Zehra își focusează toată atenția asupra micuței Bahar, pe care amândoi o consideră sora lor, devin din ce în ce mai apropiați și lasă neînțeles că amândoi se iubesc. După ce Ahmet a aflat că Shevval i-a cerut fiului lor să-i transfere bani în cont, își dorește și mai mult să o îndepărteze pe soția sa din viața lui, dar de față cu copiii lor nu și își exteriorizează furia, așa cum și-ar dori.
Sarp și Yasmin pun la cale un plan pentru a-i aduce împreună pe părinții lor și reușesc să-i întâlnească, dar Ahmed se înfurie și mai mult în prezența lui Şehval, care ar face orice să fie primită acasă. La școala, Omer se duce în bibliotecă și îi spune lui Susan că își poate da seama când zâmbește, chiar și fără să-i vadă fața, și această afirmație este primul pas spre împăcare. Decizia plăcută a lui Orhan și a lui Şengül face pe toată familia fericită, cu excepția lui Gionul, care nu suportă să vadă desfășurarea nunții pe care își dorește să oprească, însă Orhan și Şengül se așează la masa nunților. Nebahat, care își dorește ca fiul ei să o ierte și se întoarcă acasă, participă la nuntă și felicită pe Miri, iar acest lucru bucură enorm pe fiul ei. Asiye, acompaniată de Doruk, cântă melodii de dragoste la nunta unchiului ei. Petrecerea are loc la restaurantul lui Nebahat și toată familia se bucură și petrece, spre exasperarea lui Gionul. Episodul se încheie cu imagini de la nunta celor doi îndrăgostiți, creând o atmosferă de fericire și bucurie. În general, episodul 82 al serialului Totul pentru familia mea are multe momente de dramă, tensiune și probleme personale, care continuă să dezvolte personajele și povestea generală a serialului. De menționat ar mai fi că acest episod nu a fost difuzat încă în Turcia și aceste informații le aflați în premieră. Dacă ți-a plăcut acest rezumat, te rog să-l distribui și să-i dai un like. Mulțumesc pentru vizionare!